Piața gustului la Europa FM. Bună seara, altă seară de vineri, altă discuție despre mâncarea gustoasă aici pe Frecvența Gustului. Eu zic să ne apucăm să dezbatem meniul de sărbători, pentru că pare că sunt departe sărbătorile, însă dacă nu facem cumpărăturile din timp, dacă nu facem lista, dacă nu avem în vedere toate preparatele, n-aș vrea să intrăm în criză de timp. Așa că haideți, dragii mei, să intrăm în atmosfera sărbătorilor și din punct de vedere culinar și să luăm la tocat mărunt meniul de sărbători. Ce idei aveți, ce rețete, care sunt, să spunem, preparatele voastre preferate, iar eu o să completez cu sfaturi nutriționale, sfaturi dietetice, nici eu nu știu cum anume, să facem ca să ne bucurăm de toate, fără niciun stres legat de indigestie sau alte probleme, să spunem așa, neplăcute. Vreau să ne tihnească, să ne priască sărbători astea. Deci vă aștept la 0372 069 599 să ne apucăm de treabă, că avem de gătit de sărbători. Bun, dacă o luăm după tradiție, începem cu aperitivele. Acum, la capitolul aperitive, o să încep cu un element cu greutate, care are un statut special. Noi o numim salată de bœuf și este orice în afară de salată. Este un preparat laborios. Pentru mine, cel puțin, are și o mare conotație emoțională. Salata de bœuf nu se prea făcea la noi în casă, decât cu ocaziile speciale. Crăciunul era clar o regulă, salata de bœuf era prezentă pe masă. Câteodată, poate, dacă Paștele era mai timpuriu, așa, și mai în martie, mai ajungeau murăturile și pentru Paște, dar altfel, mai mult de 3 ori pe an, nu cred că mâncam, mai des de 3 ori pe an, nu mâncam salată de bœuf. Se numește de bœuf, însă noi, iată că ne place nouă românilor să mai adaptăm lucrurile. O putem face și cu carne de pui și cu carne de curcan. Culmea, eu am încercat-o și e deosebit de gustoasă cu carne de porc, pentru că știți cu toții, la carnea de vită nu e întotdeauna simplu să o găsești, și gustoasă și fragedă, iar dacă nu o toci mărunțel așa frumos, riscă să fie, eu știu, ațoasă, să fie necăcioasă, deci orice variantă de carne este admisă. Dacă n-are carne, trecem în titulatura de salată a la rus. Nu știu să vă spun ce le unește pe aceste două, însă clar ingredientele, 90% din ele sunt identice. Ce le unește, vă întrebam? Ei bine, maioneza. Pentru că până la maioneză totul este dietetic și, să spun așa, în regulă din punct de vedere nutritiv, adică avem cartoful fiert, avem rădăcinoase, morcov, păstârnac, unele persoane pun și țelină, avem mazăre, avem murături, care sunt extrem de sănătoase, pentru că castraveții, dacă sunt mai ales puși în saramură, au și acest efect probiotic. Deci până aici totul bine, carnea e fiartă. E bine, la maioneză se pot dezechilibra lucrurile. De ce? Pentru că maioneza, deși e galbenă, frumoasă așa și spectaculoasă, ea de fapt înseamnă foarte mult ulei. Uleiul, paradoxal, are mai multă grăsime decât untul. În ulei avem 100% grăsime, 10 grame de grăsime pură la lingură, pe când în unt avem 80% grăsime și 15% apă. Deci noi nu percepem uleiul ca fiind ceva extrem de concentrat în grăsime, însă nu există un aliment mai gras de atât. Deci 0% apă, 100% grăsime în ulei. Și atunci această maioneză, care înseamnă un gălbenuș două de ou frecate cu ulei, de fapt este un ulei pur, așa expandat și frumos crescut, dar este ulei. Și atunci orice lingură, vă spuneam, înseamnă 100 de calorii, și aici este rolul gospodinei, acelei care leagă sau, mă rog, amestecă salata de bœuf, cât de multă maioneză pune în interiorul salatei și, bineînțeles, cu câtă maioneză o decorează, pentru că și acolo, dacă suntem generoși, poate să fie un deget de maioneză pus peste salată. Deci nu, maioneza nu
trebuie să fie din belșug, pentru că altfel cuvântul salată chiar nu și-are rost. Nu avem decât, este orice în afară de o salată. Salata de vinete, salata de icre și salata de bluf sunt cele trei salate fabuloase, delicioase ale românilor, dar care, din punct de vedere nutritiv, n-au nicio legătură cu cuvântul salată. Deci, maioneza, atenție mare la ea. Avem un telefon? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Am revenit! Vă rog, doamnă, bună seara! Bun, scurt pe doi. Meniul meu pentru Crăciun. Așa! Borș de mânzat sau pește slab, un cotlet la cuptor, evident, cu puțină legume, așa, sarmalele, inevitabilele sarmale, iar de Crăciun încerc pe cât posibil să fac o pifchie de pui / curcan, ca să fie mai slab. Inevitabilă salata de bluf, exact ce am discutat mai devreme, dar încerc pe cât posibil să pun foarte puțină maioneză. Super. Deci folosesc legumele normal. Ea chiar e gustoasă, adică toate produsele sunt fierte, chiar este... Toate produsele e așa și de asta vă spun, adică încerc, eu am ouăle de la găinile crescute de mine, încerc să pun mai puțină maioneză, să nu fie foarte grasă. Așa și de revelion fac friturică de pasăre, curcan sau de pește, ca să fie un pic mai light, să reușim să scutim din grăsimea luată de la Crăciun. Așa, așa. Evident, evident cu salată de fructe, adică să încercăm totuși salată de... Să mai colorăm meniul un pic și cu niște salată, legume și cu niște fructe. Fructe. Exact, fructe cât cuprinde, adică să compensăm totuși și grăsimea din mâncare cu salatele de fructe și salatele de castraveți, varză. Asta voiam să vă întreb și la sarmale, la sarmale ce carne folosiți, ce rețetă folosiți? Încerc pe cât posibil să folosesc carne combinată, adică vită, porc sau pui curcan. Nu, dar să știți, eu sunt o mare fană de porc și în momentul în care alegem noi bucata de carne care va fi tocată pentru sarmale, chiar n-avem niciun stres din punct de vedere al grăsimii. Din nou, pulpa, dacă este, nu trebuie să fie pusă foarte multă slănină, deci pulpa de porc, când o bași la tocat, este, are și stropul de grăsime cât să-i dea gust. Fără, însă, interesant, multă lume folosește chiar și la sarmale, deși avem carnea care este automat, are un pic de grăsime, folosește din nou ulei, adică aici ține din nou de, aș spune, obiceiurile din fiecare gospodărie. Dacă varza este, iată, murată și bine tocată și mai punem și niște suc de roșii și punem și capacul ca să fiarbă înăbușit, sfatul meu ar fi să nu... Că uleiul n-are ce căuta acolo, avem gustul suficient de plin și de aromat de la carne și de la varza murată, nu cred că mai e nevoie de prezența uleiului, așa cum îl folosim totuși în sarmalele de post, pentru că acolo ni se pare că fără ulei ele n-au gust. Deci e o chestiune din nou de obiceiuri culinare mai mult decât de eu știu, necesitatea de a exista ulei în sarmale. La desert, doamnă, ce aveți? Mi-a spus salata de fructe? Cozonacul. Așa. Nu am timp să-l fac singură în casă, cumpăr. Am deja niște... Niște furnizori, așa, pe care i-ați testat, probabil. Exact, și prefer să-i iau puțin, dar foarte bun. Dar să știți că aveți dreptate. Atunci când te apuci de frământat acasă, trebuie să faci măcar din 2 kg de făină, care înseamnă 4 cozonaci, apoi chiar trebuie să-i mănânci sau să-i împarți deci cu prietenii. Nu, deci nu am forța să-i bat. Da. Așa că prefer, am găsit niște furnizori, prefer să cumpăr 2 cozonaci. Buni? 2 cozonaci, deja făcuți. Așa. Așa. Și încerc eu să fac o plăcintă cu mere sau o plăcintă cu brânză, cu stafide. Foarte bun. Așa, și dacă este să îmi bubuie mintea, să fac un pandișpan.
Păi aș zice, doamnă, că vă îmi place meniul dumneavoastră de sărbători, sunteți echilibrată și ca ingrediente și ca atitudine. Da, doamne, ajută spun, să fie așa, să doamne, fie. Doamne, da, vă spun, pentru că las sarmalez și nu folosesc ulei deloc. Perfect. Las doar grăsimea din cărniță. Iar la friptura de la cuptor nu pun deloc ulei. Și grăsimea oricum rămâne în crat, în tavă, în momentul în care... Exact, da, exact, e perfect. Exact. Adică încerc să compensez pe cât posibil grăsimea din friturică. Fără să mai punem noi din exterior. Bravo. Nimic exterior. Bravo, nimic bravo. Felicitări, doamnă, spor la treabă, spor la gătit. Și noi rămânem aici să dezbatem în continuare meniul de sărbători. Mihaela Bilic e pe frecvența gustului la Europa FM. Da, dragii mei, uitați, e bine să facem schimb de idei și de secrete culinare. Este chiar îmi spunea o doamnă la un moment dat, apropo de carnea gătită la cuptor, pentru ca ea dânsa folosea bere ca să o frăgezească. Nu m-aș fi gândit niciodată, dar iată, fiecare poate să aibă inițiative și experiența ne învață. Orice lucru putem pune în tava de la cuptor, apropo de gust, ierburi, condimente. Din nou, suc de roșii, eu sunt o mare fană, dar chiar și apă simplă, pentru că dacă avem o bucată de carne care, indiferent cât de slabă ar fi, până și mușchiulețul de porc, care, atenție, el este campion la carnea slabă, da? Mușchiulețul de porc are 4% grăsime, este cel mai slab sortiment de carne și tot am auzit des de la interlocutoarea noastră cuvântul pui și curcan. Să știți că în cărțile de nutriție porcul face parte din carnea, sau e trecut la capitolul carne albă, alături de vițel, pui și curcan. Este o încadrare din punct de vedere științific. Nu sunt eu care a stabilit lucrul ăsta, dar să știți că porcul este o carne albă și atunci, dacă nu alegem bucățile foarte grase și împănate, suntem în siguranță. Nu carnea de porc este elementul periculos din meniul de sărbători. Chiar gătitul la cuptor sau tot ce înseamnă, eu știu, carne făcută pe grătar, deci orice tratament termic aplicăm cărnii, prin încălzire grăsimea se topește, asta este proprietatea grăsimilor de origine animală, grăsimea se topește și automat curge în tigaie, în tava în care este pusă carnea, deci în niciun caz nu se infiltrează printre fibrele cărnii și ajungem la acest paradox că o carne gătită, afumată sau pusă pe grătar are mai puține grăsimi decât bucata care este proaspătă. Deci nu vă speriați, nu vă feriți. E clar însă că una e să alegem bucata de cotlet de mușchi și alta e să alegem ceafa sau pieptul de porc. Se vede cu ochiul liber, tot ce este alb este slănină și înseamnă grăsime. Bun, eram la salata de bœuf și mă întorc atunci la aperitive, dacă tot vorbim și despre porc. Avem caltaboș, avem leber, avem toate afumăturile făcute din porc, care au, să zic așa, titulatura de mezeluri. Avem toba, care este din nou o carne... de porc care a fost fiartă și apoi, să spunem așa, legată, presată, un fel de piftie pusă într-o formă mai concentrată. Și da, avem răciturile, piftia, care sunt tot la capitolul aperitive trecute. De data aceasta, spre deosebire de salata de bœuf, piftia primește premiul întâi pentru conținut dietetic. Deci piftia este de departe elementul prietenos cu silueta de la masa de sărbători. Este vorba de fapt despre o carne fiartă în care, să spunem, zeama s-a coagulat, s-a întărit prin existența gelatinei. Este bogată în colagen, avem acolo oasele care au fiert, esențial este să avem oase puse la fiert, deci nu se folosește carne de categoria întâi, ci mai degrabă, iată, picioare, urechi, șorici, tot felul de elemente din aceasta de mâna a doua, dar care sunt extrem
de gustoase și care au mult colagen, multă gelatină și această piftie este de fapt, aș numi eu mai degrabă, un rasol care a fost pus la întărit. Nu avem niciun fel de pericol pentru siluetă, inclusiv grăsimea, dacă a fost prezentă, ea prin răcire se ridică la suprafață, poate fi extrem de ușor îndepărtată, deci piftia trebuie să rămână transparentă, frumoasă și doar bucățelele de carne și de, eu știu, alte ingrediente tip șoriș sau alte ingrediente trebuie să se vadă prin ea. Nu avem limită de cantitate la piftie, dacă nu o mâncăm cu pâine, putem să o mâncăm cu, eu știu, cu hrean, cu usturoi, dar altfel piftia nu este periculoasă. În schimb, la salata de bœuf avem limită de cantitate, mai mult de 2-3 linguri la porție n-ar trebui să fie prezente în farfurie. Bună seara, mai avem un telefon. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, doamnă, bine ați venit. Mihaela este numele meu. Vă rog, bună seara, că dacă tot ne cheamă la fel, ia spuneți-mi, doamnă, ce meniu aveți de sărbători? Ce avem? Ca de obicei, adică lebărul și piftia la început. Prefer piftia de curcan. Foarte bine. Dar pe care nu o iau, nu o fac eu. Deci o iau din comerț. Da. Dacă aveți chiar și un, să zic, o firmă, un brand care e pe gustul dumneavoastră, trebuie să recunoaștem că asta este, să zic, la îndemână în prezent. Ce bine că avem produsele tradiționale care ne sunt oferite și pentru cumpărat, pentru că nu toată lumea are disponibilitatea, timpul și câteodată, să știți, mă uitam mai ales la tinerii din ziua de azi, ei sunt foarte dornici să învețe, dar dacă nu ai, sunt lucruri care nu sunt atât de ușor de gătit și atunci important este să ai masa cu produse tradiționale, chiar dacă nu le-ai făcut tu, pentru că așa suntem noi românii, ne e drag să avem tradiția de sărbători respectată. Deci eu încurajez acest comportament, să zic așa. Nu trebuie să fie totul făcut în casă, important este însă să ne bucurăm de toate produsele. Deci nu e nimic greșit în ce faceți. Bun. Întrebarea mea principală este că totdeauna m-am ferit să fac sarmalele cu, numai cu carne de porc. Așa. Și atunci am mixat mai mult de porc și mai puțină de vită. Uh-huh. Când am făcut, adică cel puțin din jumătate de kilogram fiind singură. Am înțeles. Deci nu am de ce să fac cantitate mare. Pot să fac numai din porc? Asta voiam să vă spun, ca și este în primul rând o chestiune de gust aici. Eu nu mă potrivesc foarte bine cu gustul cărnii de vită, nu am găsit de foarte multe ori să-mi placă și, în schimb, la carnea de porc mi se pare mai fragedă și mai ușoară și culmea chiar este mai ușoară de digerat, pentru că probabil ați observat, nu știu, eu am trăit la țară și știu de la bunica, din grăsimea din seu de vită se făcea săpun, este o grăsime extrem de saturată, vita, oaia, capra sunt animale rumegătoare. Și atunci ele au un proces special de digestie și de metabolizare a grăsimilor și prin acest rumegat ele saturează grăsimea. Ce înseamnă asta? Dacă comparăm slăninuța de porc, deci grăsimea de la porc și grăsimea de la vită, din punct de vedere al procentului de acizi grași saturați, aceia care au risc pentru creșterea colesterolului și depozitele de colesterol de pe vase, carnea de animal rumegător este, să spun, cea mai aterogenă. Porcul nu are niciun fel de contraindicație. De ce? Pentru că fiind un animal omnivor, cu un singur stomac ca omul,
culmea este, suntem 95% ca structură de ADN identici cu porcul. Este incredibil ce potriveală este între noi și porc. Și atunci el nu, grăsimile din carnea de porc nu sunt atât de saturate ca cele din carnea de vită. Vedem asta inclusiv prin faptul că putem mânca slăninuța, da, așa ca atare crudă. Ați văzut-o că are chiar are o parte din grăsime care este ușor fluidă, așa, da? Sunt acizi grași mononesaturați care seamănă cu cei din uleiul de măsline. Și uleiul de măsline, dacă îl băgăm la frigider, ați văzut că o parte din structura lui se face albă și se depozitează la fundul sticlei, aceia sunt acizi grași mononesaturați. Ei bine, pe slăninuța de porc o putem mânca așa crudă, ca atare, gustul este plăcut, în schimb, grăsimea de la vită și de la oaie este imposibil de mâncat crudă, este extrem de saturată și de neplăcută la gust. Și atunci, dacă ar fi să punem să comparăm cele două tipuri de carne, aș zice, la capitolul grăsimi categoric, porcul este net superior, da? La capitolul frăgezime, din nou, porcul câștigă. La capitolul gust, aici e o chestiune, cum vi se pare dumneavoastră, că și la carnea de vită, dacă animalul a fost mai tânăr și e mai spre parte de vițel, atunci este carne albă și intră în aceeași categorie cu porcul. Dacă vita a fost mai bătrână, carnea este mai tare, mai intensă la gust, dar e o chestiune de preferință. Însă nutritiv, să zic așa, din punct de vedere al aportului de grăsime, să știți că foarte mult depinde de bucățile pe care le alegeți dumneavoastră și poate dacă o vedeți înainte de a fi tocată. Foarte multe magazine practică în prezent această metodă și mi se pare extrem de bună. Tu ți alegi bucata de pulpă sau bucata de carne și le-o dai și ți-o toacă în fața ta. În felul acesta știi exact câtă grăsime sau vezi câtă grăsime conținea carnea, pentru că altfel, într-o carne care este deja tocată, e poate mai greu să vă dați seama care este proporția de, nu știu, slănină, grăsime și cât a fost carne macră. Dar dacă alegeți dumneavoastră bucata de pulpă, de carne, de rasol, indiferent că este de porc sau de vită, important e să nu aibă multă grăsime. Și dacă e să aibă grăsime, sfatul meu este mai degrabă de porc decât de vită. Sper că a fost un răspuns. Jumătate de kilogram. Mhm. Deci poate să fie de porc 100%, de porc 100%. Da, nu, pentru că iau deja tocată, adică o văd. Perfect. Și nu mi se pare foarte mare diferență. Am înțeles. Cu cât este mai... și în tocătură, punctișoarele albe înseamnă grăsime și atunci alegeți o să fie un pic mai roză, să fie mai spre carne colorată decât albă și plină de grăsime. Da, poate să fie fără nicio problemă complet 100% de porc, dacă e pentru sarmale. Și pentru desert, numai chec cumpărat. Cozonacul este mult prea mult. Atunci foarte frumos că adaptați o feliuță de chec, două și cu asta la buget. Da, adaptați la bugetul caloric meniul. Nu-mi place cozonacul dacă nu are umplutura care trebuie și niciodată nu-l nimeresc. Și prefer checul. Atunci, doamnă, din nou dați-mi voie să vă spun că bine faceți. Mai bine puțin și lucrurile care ne plac decât să fie neapărat, eu știu... nu să zic mult și prost, dar exact cum ați spus, e așa de greu să găsim mâncare care să fie de adevărat alea pe gustul nostru și atunci dacă checul îl nimeriți bun, atunci chec să fie în meniul dumneavoastră. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și vă doresc sărbători fericite! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon, dragii mei, la care puteți intra în direct ca să schimbăm impresii, rețete și sfaturi pentru meniul de sărbători. Avem o perioadă dedicată mâncării, nu-i așa, timp de 10 zile. Se vorbește mult despre mâncare și se mănâncă mult, deci nu strică să facem un pic de pregătiri, să dezbatem subiectul, nu de alta, dar dacă ne
pică greu și dacă ne e rău, e păcat că ne strică, să zic, starea de bine și nu merită ca mâncarea să fie vinovată pentru eșecul sărbătorilor acestora, mai ales că avem un meniu bogat, deci nu se poate să nu găsim lucruri care să fie pe gustul nostru și nu trebuie să le mâncăm pe toate la o singură masă. Aici aș spune că este înțelepciunea sau recomandarea pe care vă fac. Nu vă grăbiți, nu fiți lacom, mai ales dacă ați ținut post, nu începeți așa cu mâncare multă, nu treceți brusc la mâncare multă, pentru că organismul are și el limitele lui și primul semn că a fost prea mult este indigestia. Deci nu este nimic dramatic, nu este nimic, să zic, surprinzător, dar și corpul nostru are dreptul să ne tragă de mânecă și să ne dea un semnal de alarmă când am depășit măsura, iar indigestia este acest simptom. Se mai poate să mai fie o cantitate mare de grăsime, prin definiție masa de Crăciun și masa de sărbători de iarnă este mai bogată în lucruri grase și grele și atunci dacă pe parcursul anului sau dacă în obiceiurile voastre culinare de zi cu zi nu intră această grăsime, aceste preparate mai sățioase, este clar că excesul din perioada sărbătorilor pică greu, deci fie cantitatea totală, fie cantitatea de grăsime sunt elementele care pot să fie cu risc. Și grăsimea este cu risc și pentru siluetă, chiar dacă noi nu o percepem așa, totuși grăsimea are 9 calorii pe gram, făinoasele doar 4, zahărul are doar 4 calorii și proteinele au și ele tot 4 calorii, deci grăsimea are dublu numărului de calorii. Iar în momentul în care grăsimea se asociază cu făinoasele, această combinație este perfectă și foarte ușor de transformat în țesut adipos, deci în grăsime de rezervă. Așa că asta ar fi, să zic, mica grijă. Nu grăsimea în sine este pericol, ci momentul în care o mâncăm cu cartofi, cu pâine, cu orez, cu paste, cu mămăligă. Deci avem acea soluție pe care toată lumea o știe când e vorba de slăbit. Dacă sunteți la o masă de seară și vreți să nu fie pericol pentru siluetă, carne să fie, cu murături, cu salată, dar fără pâine și cartofi, ca măcar să nu ne îngrășăm. Bună seara, avem un telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, bine ați venit pe Frecvența Gustului. Pentru emisiune. Vă mulțumesc. Și că aduceți în atenție ascultătorilor masa de sărbători, care sigur ar trebui să fie cât mai sănătoasă. Cred că asta trebuie să avem în primul rând în atenție. Chiar mi-a plăcut cum ați explicat partea de grăsimi la porc, la vită, la oaie. Da, nu e... Important? Da. Important este exact important să știm cu bune și rele fiecare, că altfel suntem tentați să punem etichete definitive și n-aș vrea ca niciun animal să iasă, să spunem așa, acuzat din această ecuație. Ce am observat ascultând emisiunea noastră, că din păcate nu aveți parte de ascultători sau ascultătoare mai tinere care să vină cu niște rețete mai noi pentru masa de sărbătoare. Se pare că tot mămicile, bunicile sunt cele care gătesc. Așa este, dar importantă. Dar ele sunt, să știți, responsabile de păstrarea tradiției. Eu chiar încurajez, mie-mi e teamă câteodată de tinerii care se uită prea mult pe internet și adoptă tot felul de ingrediente și alimente, să spunem așa, să le numim exotice, că nici bagajul nostru enzimatic și genetic nu e pregătit să mâncăm lucruri venite de peste mări și țări și câteodată, iată, o bucățică de mâncare tradițională poate că e mai recomandată decât cine știe ce lucruri sofisticate. Eu consider că mai ales în perioada asta este și timpul mămicilor și bunicilor să aibă voce. Le mulțumim foarte mult. Categoric, categoric. Spuneți-ne dumneavoastră dacă aveți o idee, să spunem așa, deosebită pentru masa de sărbători. Că suntem, iată, am adoptat curcanul americanilor, punem și peștele pe masă la masa de anul nou ca să, am înțeles că este o superstiție, ca să ne meargă bine tot anul sau să trecem așa prin
printre capeștele prin apă, printre necazuri și griji. Ce să mai punem pe masa de sărbători ca să fie bine? Cred că ar trebui să nu facem exces în primul rând. Sunt de acord. Să avem grijă la produsele pe care le cumpărăm din comerț. Vreau să vă spun că, din păcate, de mai multe ori am cumpărat produse de pasăre sau poate chiar de porc, care după ce au fost gătite, efectiv nu le-am putut consuma. Și aici cred că e un semnal de alarmă pentru toți consumatorii, mai ales în perioada sărbătorilor. Încercăm să găsim sursa absolut de carne de gătit care să fie sănătoasă. Aici cred că e o problemă pe care cineva trebuie să o gestioneze mai cu atenție. Și noi ca și consumatori trebuie... Mă iertați dacă v-am drept. Și noi, într-adevăr, ăsta este sfatul meu, pentru că e foarte greu. Tu, ca și consumator, trebuie de-a lungul timpului, exact cum spuneau și doamnele dinainte, încercând și, să spun, cumpărând de la mai mulți producători, să găsești firma, brandul, să zic, producătorul în care să ai încredere, care, iată, să facă produsele cu simț de răspundere și care, până la urmă, să fie și pe gustul tău. Pentru că altfel, într-adevăr, industria alimentară ne pune la dispoziție o avalanșă, aș spune, de produse și câteodată ești neputincios. Să știți că și mie mi se întâmplă în fața raftului să fii incapabil să alegi, pentru că nu mai știi ce criterii să folosești. Nici prețul nu e întotdeauna, adică nu poți să spui că dacă dau mai mulți bani este neapărat de calitate mai bună. Și, într-adevăr, suntem în acest impas că nu știm în cine să avem încredere. Aveți dreptate. Așa că recomandarea mea ar fi asta. Să încercăm să selectăm, chiar dacă prețul poate uneori va fi mai mare, produse de calitate. De calitate. Ne putem bucura de mesele pe care le gătim. Așa este. Și vă mulțumim pentru aceste sublinieri. Într-adevăr, cantitatea face diferența, indiferent de produs, indiferent de preparat. În momentul în care mâncăm mult, s-ar putea să ne fie rău. Deci nu, dragii mei, nu, dimensiunea porției este cea care ne permite, ne salvează de la indigestie și ne permite să gustăm din toate câte puțin. Bună seara, mai avem un apel? Alo, bună seara! Bună seara! Ana mă numesc. Vă rog! Bine ați venit pe Frecvența Gustului. Cum sunteți cu meniul, cu pregătirile? Ce sfaturi ne dați pentru masa de sărbători? Păi, nu știu, cred că sfaturile mele n-or să vă prea placă. Ia să auzim, doamnă. Da, pentru că noi mai avem încă acasă la părinți posibilitatea să mâncăm porc de Crăciun. Așa. Și atunci mâncăm de toate de acolo. Păi și de ce să nu-mi placă asta? Bine, puțin, din contră, chemați-ne și pe noi, că ne place mult. Da, câte puțin din toate, nu superb. Facem exces, dar mâncăm din toate, adică absolut tot ce se poate prepara de la porc. Așa, doamnă, așa predic și eu. Așa predic și eu. Porcul, așa scrie și în cărțile de nutriție, unul din puținele animale pe care de la vârful urechilor până la vârful cozii, totul trebuie preparat și mâncat pentru că este complet delicios și comestibil. Deci nu avem nimic de aruncat din porc. Exact, exact. Nu, ne place meniul dumneavoastră. Da, cam asta, adică... Absolut, și ciorbică și... Da, probabil că, așa cum spuneți, dacă este crescut în bătătură și îl preparați, nu e că îl mâncați între Crăciun și Anul Nou, adică cred că o să vă ajungă. Nu, el ne ajunge mai multă vreme, că mai păstrăm și la garniță. Așa. Da, deci nu... Păstrăm și slăninuța și... Perfect. Nu-l mâncăm tot de Crăciun, dar ca și meniu. Iar eu personal mă ocup de prăjiturele. Și facem multe, pe care le împărțim, bineînțeles, cu prieteni. Am înțeles. Ia să auzim, dați-mi un titlu de prăjitură care face parte din meniul dumneavoastră de sărbători. Că la capitolul prăjituri, în afară de cozonac... De sărbători îmi place să fac așa, pentru că mi-amintește de bunica. Așa? Și îmi place să fac tot tradițional, cozonacul, cornulețe, anul ăsta să reușesc să fac și nuci, să-mi iau un pic mai mult timp. Deci știu despre care tradiții. E un pic mai greu,
cu timpul, stau mai greu cu timpul, dar sper să fac și nuci din crasta așa, care se făceau pe vremuri. Și se făceau pe vremuri, doamnă, tocmai pentru că, iată, fiind mai uscate, puteau fi ținute mai mult, ele sunt laborioase, dar munca respectivă pentru gospodine e răsplătită, că, din nou, nu le mănânci pe toate într-o singură zi și dacă le faci de la Crăciun, îți ajung chiar și până la anul nou. Deci tradițiile noastre chiar erau în așa fel gândite încât lucrurile se consumau pe parcursul mai multor zile, nu într-o singură zi, și fie că e vorba de porc, de cozonac sau, iată, de cornulețe, ce poftă mi-ați făcut, totul este bun atâta vreme cât este cu măsură. Dragii mei, meniul de sărbători încă nu l-am încheiat, dar dați-mi voie să-l continuăm și vinerea viitoare, va fi ultima emisiune în direct pe anul acesta și trebuie neapărat să mai schimbăm impresii și sfaturi și recomandări, nu de alta, dar vreau ca sărbătorile să fie îmbelșugate cu puțin din toate. Ne auzim și vinerea viitoare pe Frecvența Gustului și vă doresc un weekend cu bun și bine. La revedere! Frecvența Gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.